Deci, în temeiul dispoziției articolul 48, alineatul 2 și articolul 68, alineatul 1, articolul 1, literat din lege numărul 251-2005, privind administrația publică locală, reputează cu modificări și cu completele ulterioare, dispun. Se convoacă Consiliul Local de Luni în ședință ordinară pentru data de 31-7-2017, ora 13, la sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Vezmânt. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționare publică și familiei ocupaționale, administrație, din aparatul propriu al primarului și Consiliul Local Vezmânt. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei la piața din localitate. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe pentru plăcuțele administrative. Proiect de hotărâre pentru revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 25/2017 ca fiind nelegală. Proiect de hotărâre pentru revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 37 și 38, la fel ca fiind nelegală. Și diverse. Nu a fost aprobate de Consiliul de Prefect. Domnul președinte Santu, a fost cine este la în ordinea de zi sunt luați. Cine este de acord? Cine vin? Dănuț, spune la vot. Dar cine e de acord, să știi tu? Împotrivă. Împotrivă. Dar toate e. Da, trecem la primul punct. Până mai ce se apă aici, nu mai știu. Nu mai citiți votărârea, că s-a aprobat și comun. Citim ce de votărâre. Articolul 1. Se aprobă modificarea articolului 77, alineatul 2, din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Vezmânt, aprobat prin votărâre a Consiliului Local Vezmânt, numărul 36 din 14-7-2007, care va avea următoarele condiții. 2. În perioada de 1 iulie 2017, 31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de 10% din indemnizația lunară a primarului. Secretarul Comunei va comunica prevederile prezente hotărâri către instituțiile prefectului județului și persoanelor interesante. Poți să prezint așa da, mare? Da, puteți să prezint așa mare. În iulie a intrat în vigoare legea 153, legea salarizării, printre care la articolul 40 în lege este prevăzut și acest procent pentru Consiliul Local. Deci numărul de ședințe maxime, maxime. Știți că era una mare, două mici. Da. Și era acel procent care se punea. Acum vine și spune că procentul maxim este de 10%. Eu acum am spus că va fi indiferent de ședințe, ca să nu mai auzim discuția aia și să-mi vedea s-au mai făcut una și de ce nu ne dați. Deci, lunar, ședințele, că e una mică, una mare și dacă mai e extraordinară, aceea sumă de bani mici. Deci nu se primește altă sumă. Au venit și au fixat clar. Bani. Bun. Până la. Până la. Deci, domnul primar? Vreau să intervin. Doamna secretară vreau să fost primare. Deci asta că indemnizația este 10% din salariul primar. Eu am avut o discuție și în ședința cu funcționarii primării și le-am spus că eu nu am cerut acest salariu, îi dat de guvern. Când le-am spus că nu sunt mulțumit, că e prea mare salariul la ceea ce facem noi și când muncim și cum muncim, lumea au crezut că sunt nebun și eu spun cum, foc de bani, dar nu e asta. Vreau să spun că tot în legea salarizării spune clar, și dacă vreți luați-o și o citiți, salariile sunt stabilite de primar, inclusiv indemnizațiile consilierilor locali. Și spune până la 10%. O citiți cu atenție și spune acolo, de la 1, nu știu cât, la 10%. Ținând cont de efortul dumneavoastră de ședințele așa și contribuția la toate chestiile astea, ca și în legea salarizării
procentul a fost stabilit maxim pentru funcționarii publici pentru a ajunge cât de cât la salariile ce le-au avut în trecut. Am zis că și pentru consilieri să fie același nivel de la indemnizație, să fie procentul maxim. În schimb, aș completa, am pus o fac adiversă, dar aș completa că trebuie să ne implicăm un pic mai mult, pentru că vin niște bani pe lună. Eu am avut o discuție și în cadrul primăriei și cu președinții de partid, nu în totalitate, cu unii dintre ei, pentru a beneficia de această indemnizație, să stabilim, de comun acord cu dumneavoastră, măcar o zi, două, trei pe lună să ne vedem în aceste informații, să mergem să rezolvăm niște probleme ale cetățenilor din comuna Belunț. Mă refer la, eu știu, o cale de acces, sau o acțiune pentru curățenie, sau înfrumusețarea localității, așa, pregătirea pentru evenimente, cum avem acum la Buda Hramul, pe urmă pe 15 august la noi la Belunț, pentru că numai aparatul primăriei sau numai cei care ies efectiv la muncă, primar, viceprimar și cei de la 416 care sunt într-un număr foarte mic și sunt oameni bolnavi, țigani, să mai spunem altfel, rom, de ai noștri, care nu-i duce capul ce să facă și cum să facă, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Pentru că de din afară, și mulți din dumneavoastră știți, și nu ar trebui să ne punem piedici la așa ceva, întreabă, v-ați văzut acolo, dar ce faceți pentru populație? V-ați văzut acolo, dar n-ați mai ieșit, nu v-am văzut, nu știu ce. Și pentru mine ar fi o chestie extraordinar de bine, ca de comun acord să stabilim, uite, luna august, pe data de 11, ne vedem aceeași formație, pregătiți de muncă, bineînțeles, nu de altceva, și atacăm zona din centrul Dragomirii, intrarea în localitate. Unul vine cu o motocositoare, unul cu securi, unul cu greblă, unul cu așa, să participăm efectiv la muncă și totul făcut de folosul comunității, nu pentru primar sau pentru viceprimar. De aceea am zis că apelez la dumneavoastră, numai cine vrea și cine vrea, nu vrea să forțez pe nimeni să iasă muncă, cine vrea și cum vrea, să, de comun acord, să facem aceste acțiuni. Iar eu am propus ca indemnizația să fie la nivelul maxim, adică o să fie 10%, 7 milioane, voi impozitați și nu știu ce, să primi în jur de 5 milioane și vreo bani în lună. Da. Trebuie să le asemnați pe cineva să coordoneze, coordonați pe cineva ca să se știe când... Asta e să ne organizăm. Deci, în momentul la diversii sau după terminarea ședinței, o să ne întâlnim, adică o să mai rămânem 5 minute, dacă dumneavoastră doriți, deci cine dorește și cum dorește, așa, să stabilim împreună. Bă. Și de alinie și în 3 azi, 5 mâini, 7 mâini. Stabilim o dată, bă, nu putem astăzi 6, păi nu vinem nici ceilalți 8. Putem joi toți, noi toți, o zic, altfel că e porul la mână. Altfel, așa. Deci a fost o propunere a mea pentru care eu am propus la zis indemnizația să fie la procentul maxim. Supunem la vot. Cine e de acord cu mărirea indemnizației? Cine e împotrivă? Toți de acord. Nu s-a abținut. Trecem la punctul 2. Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcționari publici din cadrul familiei ocupaționale administrației din aparatul propriu al primăriei și Consiliul Local de Zunț. Da. Aici vreau să apărăți o anexă care s-o prezentați, e vorba de coeficienți. Deci, Dar sunt rupiați dumneavoastră. Da. Da. Deci, salariile pentru administrație au fost lăsate, deci veneau ierarhizarea fiecărei funcții cu studii superioare și coeficientul era la latitudinea primară și cu Consiliul Local. În grila care o aveți prezentată pe masă, ați văzut, eu ne-am gândit pe toate salariile de demnitarilor care aia era la anexa 9, n-avem cum să urmăm, salariul secretarului care este lăsat la latitudinea dumneavoastră, dar nu din celelalte grile, cum
e prefectura, cum sunt celelalte. Deci am mers pe un salariu la un director adjunct. Deci fiindcă secretari, mai erau la guvern și erau salariile mult mai mari, când s-au alte acolo și se duceau la sume mult mai mari. Apoi veneam superior, dacă o să vedeți. Superior nu mai există dreaptă, nu mai există clasă, nu mai e clasă. Că era dreapta 3, 1, 2, 3, clasă 1, 2, 3. Da. E numai superior, coeficientul e 2,25, de salariu minim, 3.263, la care se adaugă sporurile de vechime, în funcție de vechimea fiecărui. Principal, coeficientul e 1,90, care se mulțește cu 1450. De 2755, la care se adaugă tot așa. Fiecare dreaptă de gradație de salarizare, 1, 2, 3, 4 și 5. Asistentul are coeficientul 1,80 și salariul de bază, unul fără vechime, de 2610, cu gradația următoare. Deputantul e de coeficientul de 1,70 cu 2465, fără. Aceste grile de salarizare dacă vin din lege. Uitați, da, s-a reglat. Deci nu o să mai poată, cum a fost până acum, un deputat pe studii superioare să aibă un salar cât un deputat pe studii medii. Ca acum noi am avut, automat, mi-intra polițistul, era studii medii, în mediu 1450. Mi-a intrat, dar aveam două studii superioare, 1450, fiindcă la el atât venea, dar la ceilalți am avut voie să am mai jos decât salariul minim pe economie. Și acum s-au vejat salariile. De cei cu studii medii, dacă o să vă uitați la cel cu cea mai mare vechime, e 2610 cu un 200 de lei mai mult decât deputantul la început. Deci i-au adus și pe ei câte cât și plus că s-a făcut diferența între acele studii, fiecare cu studiile care le au. Fiindcă la noi de vreo 4 ani, 5 ani, colegii venea la domnul primar și spunea, e Nicoleta Feragari, cu 17 ani vechime, de așa cei noi, mai era diferență de câteva mii de lei. Fiindcă salariile din 2018 s-au tăiat, au tot stagnat, s-au adus, dar s-au mărit salariile minim pe economie și nu avea voie să încălzesc pe ăla decât cu minimul și i-a ajungeat același. La unii funcționari mai scăzut cu câteva procente, au dispărut acele sporuri pe care se tot dădeau. Așa, iată, deci, în rest, vedeți, noi am încercat să ne încadrăm în fondul de salarii. Nu am sărit și nu am depășit, cum se aude, că s-au mărit de 3 ori la televizor. Deci noi am căutat să ne încadrăm aici. Pentru că toate legile spune că exercițiul bugetar este asigurat de către primar. Și dacă nu îndeplinește și nu duce la, cum se spune, la îndeplinire această hotărâre, va suporta consecințe. Am, știți că la începutul anului s-a votat la fel bugetul în care noi am prins și am ținut cont inclusiv de acea mărire care se preconiza și se vorbea pentru a putea acoperi salariile. Dar în primărie erau oameni care poate lua salariul destul de mare și un procent mult prea mare peste salariul primar. Da, să punem la vot. Cine este de acord cu mărirea salariului? Coeficienții. Coeficienții. Sunt eu și am trecut și mulții. Nu mai fac. Cineva împotrivă? Cine de nu? Să abține careva? Nu. Vreți să spuneți ceva? Da, tot sunt de acord. Da. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pieții. Aveți pe hotărâre suma aia care o știți că avea să 30 de lei pe zi, dar avem cereri pentru tarabe, închirie în tarabe. O aveți la piață. Era de 2400, 2500 lei? Da, asta e. Abonamentul lunar. Era vorba de abonament ca avem solicitări. Ce stabilește începând cu data din 1 iulie 2017? Nivelul taxei și a tarifului de încheiere pentru folosirea locurilor publice și desfășurarea a comerțului din cadrul pieței situat în comuna de Zânță, după cum urmează. Deci modificarea era înainte, era 30 de lei.
pe zi. Pe zi. Și acum au avut la un abonament lunar de 250 pe lună. Faptul că era pe zi și n-aveam pe lună, se dorește închiriere pe lună, deci am încercat să venim și cu abonament. Mai vreau să fie 250 de lei pe lună. Deci dacă îmi permiteți să fac o completare și aici, să vă spun că nivelul de desfacere, dacă vreți așa, la funcție, este foarte scăzut. Și noi ar trebui, să încurajăm pentru a putea veni oameni de din afară sau chiar ai noștri de aici să-și vândă produsele. Dar când vede că ei de, la 30 de lei pe zi, ori 30 de zile, era 900 de lei, 9 milioane de lei. Și atunci am zis să ajungem la un abonament de 250 pe lună, care, sincer, pentru mine și așa mi se pare scump. Și totuși, dar vreau să vă hotărâți cum faceți. Pentru mașinile care umblă în comună. Îți ia taxa pe 30 de lei. Deci poliția locală urmărește de fiecare dată, plus că au oameni în zonă care nu ne anunță, sau ei am învățat în așa fel cât opresc la primărie și își plătesc. Sunt mulți care vin, de 3, 4, 5, 7, mașini pe zi. Da, și până la vot, cine vrea portul aici? Aș vrea și o întrebare, dar nu e fix, nu trebuie viziunea ta. Ei ne spun ce v-am fac, nu putem mai găi. Dar care ați aprobat-o dumneavoastră, e pe zi. Asta e care ați aprobat-o. Acum e din lună, pentru cei care tranzitează, dar e cu abonamentul care îl faci. Deci 200, cât a spus, 250 și vreodată. Nu cred că la piața românești mai mult de 10 lei. Propuneți, domnul Bonan. Propuneți. Nu-i mai mult de 10 lei. La unii, bă, da. Păi și-l mai mult. Și-l ce-aș dragul, e 300. Și dacă faci 200, e 200. E 300 atunci. Dar gândiți-vă, ei în mașina care vin cu sacii, cu drăguțe, cu... 25 de zile înseamnă 10 lei. Deci la mai vine mai puțin. La 30 de zile vine mai puțin. Nu-i corect, 100 de zile înseamnă 3 lei. La 9 milioane vei, dar chiar la 30 de lei. Da, zic la abonament. La abonament, la abonament. 30 de lei pe puterea ca de răzut. Dar zic că la piață la unești și mai bine, dacă mă joc că... Hai, pentru ceva la bani, care făcea la serviciu și o mai ceam. Tot așa, se plângea de... Cei care tranzitează, părerea mea, 30 de lei corect. Unii sunt gândării de tarabă și au concurență. Depinde tarabă, care e tarabă în față, care mai e așa, devine concurență, nu e tarabă așa, acolo e concurență. Da, acum. Da, nu, nu știu să fie. Cum? Hai, propuneți care bă, care propuneți o dată. Asta era taxa care am avut, dar eu n-am cumva la ea. Asta era, vrea cineva propune, să propună mai puțin. Nu, știu să mă gândesc. Nu câtă vânzare are în ce am trăit, în să facem un abonament de 200 pe lună și undeva la 200 pe zi. Da, dar mai suntem un pic. Acum îi încurajează. Eu ce spuneți acum, dacă nu-i cu noi. Noi punem bogății din 3-4 care vin la noi. Îi veniți cu propuneri și votați. Vă rog să propuneți. Păi îmi spune doar așa, 20 pe zi și 200 pe zi. Puteți să tăiați acolo, nu știu cum... Cealaltă, dar nu e exact, abonament de 200. Nu, e greu, pentru că într-o zi poate veni și strigă hai la grămuță și nu vinde decât un sac. Exact. Dacă e luat o eluare de lei, e luat banii care i-au vândut. Sunteți de acord? Sunteți de acord cu 20 pe zi și 200 pe lună? Da. Da, cu oricum. Da. Acum pune la de numărul proiectul număr 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe pentru plăcuțele administrative. Deci aici... Să le spuneți ce sunt plăcuțe administrative, plăcuțele administrative... Dați voi să intervin tot. Da, e aici la domnul Grăun. În domnul legislatorul stradal, ne-am stabilit și denumiri de stres și am stabilit un... numerotare locuințelor pe străzele care le-am stabilit. Am avut o adresă de la prefectură prin care ei ne solicită undeva să numim străzele din localitate cu nume de poeți, scriitori, revoluționari. Noi nu avem atât de mult pe câte străzi avem. Și atunci am zis să încercăm în nomenclatorul stradal să dispară acea denumire, de un exemplu, la Vrâncea. Vrâncea. Să rămână Vrâncea, fără la în față, la Olic sau la nu știu ce, să rămână denumirea așa.
iar numerotarea să o respectăm aia care am stabilit-o împreună, iar o propunere pentru cu care am venit, toate numerele astea ne-a ajuns pe undeva la vreo 18, 20, parcă 24 de, 24 de mii, în care am avut și 4 leagă în același într-același preț. Plăcuțului din Balonul le-a văzut, inclusiv numerotarea străzilor. De la unul pe fiecare stradă, de la unul pe toate locuiți câte a fost acolo. E cu propunere ca acea plăcuță din număr, deci numărul de înregistrare a locuinței, să luăm 5 lei pe el, fără să luăm pe denumirea străzilor. Sau 5 lei? 5 lei mai recuperăm de ceva, plus că obligăm omul de a avea grijă de el. Că îl dăm pe bază de semnături, îl dăm pe împrimiri și știm că l-a plătit cei care îl așează în teren, transmite omului că de fapt numărul e mai mult, așa că nu am găsit. Am mers pe site la licitații, ne-am uitat pe oferte, așa, același preț care vi l-am spus eu aducea doar denumirea de stres și numărul locuinților fără acele leagăne. Am ajuns la înțelegerea cu cei care mi-au făcut, tipul la, nici nu știu de unde sunt, de la Piața Țărvinești, așa, în care ne-au adus și 4 leagăne. Două le avem în curte la primăria Vechi, două le-am montat în față la școală. Și dacă sunteți de acord ca să luăm 5 lei de așa. Și nu poți să legă la numele, care numele la post, care au fost plătit. Au fost plătit de 5 lei sau 10 lei, după a fost. 5 lei sau 10 lei, aici au fost de 5 lei. Nu mi se pare mult 5 lei, pentru că se face mă... Dar o dată să plătești o dată, îți plătești pe care are, nu cu nimic. Creăm o obligație omului de a avea și de genial. Dacă pune la post, care sunteți de acord, acum puneți o propunere, mai scăpim, mai vedeți cum... Asta cu la mai încă de așa. Undeva... Aproape de 10.000. Atât, la 2.000. Aproape de 10.000. Dar sunt cazuri care nu locuiește nimeni, plăcuțele le avem, le punem câte să punem. Și am convenit că atunci când îți plătește taxa și impozitul, să încerce să-l convingă să plătească și acea taxă pentru drumul. Aș propune și la intrare în domnul sau și chiar la mijlocul satului, să facem un parc cu așezarea o hartă de mai și da, cât timpul rezolvă tot. Noi am achiziționat din nou scârbii pentru porți. Și îți debitați, o să, cei care se încep o să-și dea seama că e cu totul și cu totul altceva. Deci dacă tot am pățit-o cum am pățit-o, noi luăm margini de siguranță. Vreau să facem un proiect de hotărâri, să luăm și autorizație de la drumul județenii să avem poarta, să nu mai, Doamne ferește de ceva, să nu mai avem probleme. Iar lângă poartă, noi o să punem poarta înapoi, ăsta am luat acoperișul de acolo, l-am dus să recuperăm ce putem din el tot, lângă poartă va fi o machetă a localității cu punctele turistice, cu nomenclatorul stradal, o hartă a localității, în care așa, iar jos un opis cu tot, strada X, de la până la, strada D, de la până la. Și atunci, cine intră în localitate și este interesat, trebuie să facă și face chestia. Nu înțelegeți. La noi, am văzut oraș, am văzut în fiecare strajă. Dar spune la voce, de acord cum sunt de acord cum sorentează de aia. Ia spune, sunteți de acord cu așa ceva? Da, sunteți de acord cu așa ceva. Dacă plăcutului strădării mai este acolo la școala Drăgăriță? Da, s-a terminat, se pune pe sefot. Și acolo cineva un grup sucurier, cine e convenit? Da. Eu dar chiar că punea la mine numele, Giga Pârzoare. Da, dumneavoastră așa știți drumul ăla la lucru. Cred că din cauza că puțin înțeleg mai mult de ciocan pe acolo sau altceva. Mai mult din Cojofa, mai mult din Vincul. Dar n-au spus dumneavoastră că așa se numește drumul ăla la lucru? Nu se poate confunda. Fiecare e la mea vedea. Da, da. Și acolo la urmă voi. Se poate confunda. Deci, acolo din drumul ți niciunul. La diversă mai vorbim la diversă, și vă supărată. A dus la Siei, plăcuța de Bigar, și-a spus, nu-l luată, ne-a plăcut acolo așa. Nu știu, acolo s-o schimbi, aducă la urmă, se poate zic, vor la așa, dar mă vor la acolo așa. Așa. Deci toți aia de acolo așa, sunt... Nu o să nu vrea să-l poate nume strada aia, să-i pare al vorului, o să cadă drum, viață. Acum s-ar găsi altceva la Jean, sau...
Dezvolut scopul ăsta e cu Berița, bărnul ăla de acolo. Acum cum se cheamă? La Jean, acolo. La Jean, acolo. La Jean, acolo. La Jean, acolo. La Jean, nu mai rămas niciun moștenitor de lui. La Salamă. Pune-i la Salamă. Da, păi e așa, cu șurbece. Bă, nu te duci când ai pus-o tu acolo. Cine-o pus o dată și pute? Trebuie verificat. Dar cine-o pus o să se stabilește din care de acolo. Și acolo la spate, la bine, dar mai iau și mă zic la linii, mă ce mai bine, că și care privește revocarea hotărârii 25. Mă auziți? 25, 37, 38. Sunt adrese venite de la prefectură. Și ne spune că nu s-a îndeplinit acea cerință și la fiecare vine și spune articolul tare din 195, acel aviz de la poliția, aici cu poliția, de la poliția locală trebuia să avem aviz, trebuia pune ridicare de tonaj. N-având avizul, s-o revocă, facem demersul, obținem avizul, o să dăm hotărârea din nou. Transmit că ne-am făcut demersul. Da, păi asta, de ca să știți. Dar dăm revocare, fiindcă n-are avizul. 37. Este cu domeniul privat. Dumnealor nu este de acord că în domeniul privat, nu mai denumit, domnul Bălan și ei că fost primat, la Tudoreanu Vasile, la Ardeleanu Maranda, a zis, dom'le, nu sunt bunuri, sunt nume de persoane. Trebuie să ne gândim și aici, terenurile alea confiscate, să vedem cum le dăm denumirea. Deci nu mai trebuie să lăsăm nume de persoane, că le-am nu-s bun. Deci nume de persoane. Deci asta ne cere acolo, iar la 38 era cu nomenclatura stradală, nu aveam avizul de la Comisia de Atribuire, de denumire, care funcționează până de Consiliul Județean. Trebuie să trimitem proiectul. Luăm avizul și apoi punem din nou pe ordinea de zi. Deci asta este. Aici este mare adorea, pentru că sunt șapte. Ei au venit și le-au pus toate. De acolo noi am pus numai unul, dar să știm. Deci știm că de terenul lui. Cei care știu ce fac terenul lui. Adeleanu Maranda, Cojoc Ștefan, casă Anica. Anica. Și vii și spune, păi văd că sunt nume de persoane, nu sunt bunuri. Trebuie să ne gândim exact cum terenul acum să le dăm denumire. Ei au denumire. Și nu mai punem numele de persoane. Ei au venit și au cerut. Va fi pe Budugaru, pe Corhanu. La următoarea ședință le supunem la vot, atunci stabilim denumire și la următoarea ședință. Ca să vă și spunem cine și să punem la vot, pentru că nu le-a să așa. Ăsta să le puteți să le... Există denumire în fiecare teren. Da, da, există așa vădut. Nu știu de acolo, am din 2008-2009, era cineva să simplu. Mergeam cu persoana și erau singuri de numiri. Dacă vor fi numiri, ăsta... Știam de la cine a fost confiscat. Să punem la vot, la numărul ăsta. Revocarea. Revocare. Da. Punem la vot. Automat. Da, sunt de acord. Acum la diverse. Că dau să... Cine se scrie la cuvânt. Da. Cine vrea scrie la cuvânt la divers? Ar ceva de spus? Ceva? Da, domnul consilier. Gică vrea spus. În legătură cu Islazul ăsta, domnul Cumasic, chemind întotdeauna o dată. Vacile, ori vacile astea are Islazul, ori are Islazul. Deci nu respectă hotarul ciobanii. Au lăsat 4-5 ciobieni. Au fost 10-12 și-au respectat acolo. Sunt 6. 6, cât sunt? Oi, dragi, oaia stă la oaie, vaca stă la vaca. Dacă zice mai au luat o cuită din cap de până în cap cealaltă, păi vaca nu mai pune potul pe iarbă, niciodată pe ei. Și aghiai luna de iurii, până la anul mai este un an. Dacă te duci și îi spui la ce mână, ți-alătă păți. Corect așa? Știți că pășunea de schimbă. Nu este dat în administrarea acelei societăți. Asociații de crescători animale, Mântura Belus. Eu vă rog din suflet, cei care s-au gândit să fie consilieri, așa faceți o adresă, pentru că vorbele nu le pune la dosar și să facem o hârtie scrisă către administratorul asociației, către Costea Dan,
Și apoi care să-i solicităm chestiile astea și în momentul când mai apare intervenție, o chemăm, hai să ne explicăm. Pentru că mai are, cât mai are costea? Noi am solicitat și nici nu știu cum va fi în viitor, că bine ar fi ca toți aceste pășuni să treacă din nou în patrimoniul primăriei și să o administrăm și să putem lua, eu știu, noi bani de la APIA și să întreținem pășuni așa cum trebuie și mai bani dacă intru în consiliul local sunt verificați altfel și sunt așa. Să avem o comisie economică în care să se ocupe de așa ceva, să avem din rândul consilierilor oamenilor care să urmărească și cheltuirea banului și lucrările efectuate. Mă tem că nu se poate și atunci chiar mă gândeam să vin cu propunere de a o lua fără a lua bani, adică să o mai dăm și să ne rugăm de alții să o administreze și să o întreținem noi cu o taxă pe animal, de 3 lei, 5 lei, iese la pășune și atunci știm clar că răspundem de ea. Pentru că eu vreau să vă spun că am avut discuții și nu una. Până când chiar și pot să zic că a fost o discuție mai aprinsă cu administratorul, noi trebuie să aflăm din altă parte când i-am încasat bani. Și ne-am interesat, am încasat niște bani care acum i-am solicitat ceea ce am promis cu toți ciobenilor de acolo și crescătorilor de animale. Le facem o scăldătoare pentru voi, că le facem niște acoperișuri pentru animale, niște adăpători și am venit și discuții chiar tari cu el pe ideea acestor realizări. Nu știu, deci eu... Eu personal m-am găsit pe asta lui Chieșe și Nicușor, m-am găsit la Vace, cu ori, cu rupul ăsta unul. Băi, ce dai cu ori la Vace? Că așa a venit. Cum așa a venit? Dă voi din cărți ce sunt. Nu vreau să pus mână, voi să-ți bani. Chiar eu personal, eu m-am găsit. Îi punem condițiile care trebuie să ne îndeplinească să meargă treburile bune. Revin la ceea ce v-am spus cândva. Eu am o mare rugăminte la dumneavoastră pe ideea de a face ceva constructiv. Pentru că mâini poimii mai e un pic. Și eu știu că iar încep răcăinile alea prin gaz, vățul, să nu zic altfel, încep prea bătări, alegeri, mâini prostii. Și aș fi de acord să nu facem ce. Când am fost voi, eu am fost. În partea asta, s-a dus misia de nimic. Acum dacă nu mă pe acolo, din partea asta, la cu lume convins. De ce? Lăsați o sesizare din asta. Mai mult de asta și în următoare ședințele convocăm aici. Președintele să ne spune de ce. Facă cu modalitate. Bună, s-a dus mai acolo. Să-asumi responsabilitatea. Cum mai întreține până la sfârșit? Dacă nu, dumneavoastră vă tăreți. Eu am mai discutat-o clar. Nu am, și asta puteți să o verificați, și chiar în relația mea cu el, nu am din părțit absolut nimic. Dumneavoastră, împreună am fost de acord să o iei să o administrezi, împreună puteți spune de mâine că s-a mânat contractul. Eu nu sunt implicat acolo cu absolut nimic și nici nu mă interesează decât treburile să decurgă normal. Fapt pentru care v-am zis, am avut o discuție cu el, să facem scăldătoare, ducem apă. Chiar asta, se lucrează la... Să facă demătoare, să facă... Nu mă fiești pe mine până la 10 mai. E pe 10 mai nici pizdoază nu mă lași. Îți mă duc la pace acolo, îți mă duc cu pacul meu. Și cu vaca, și cu vaca, și cu vaca. Noi am notat, prin de care vă rog eu face. De ce nu mă lasă pacul vaca pe loc cu pace acolo? Nu mă duc dacă facem la șapă, sau au ales pacul locul lui. Doar voi sunt mai educat ce tranție. De. Eu l-am dat. Dăm cuvântul domnul consilier Lucache. Hai, domnul consilier. Domnul primar, am vorbit și ședința trecută. Eu nu se poate nici de drumul celor comunitar. Că dacă nu, chiar n-au cum de drum să-și fac strânsuri de domnul primar. N-au cum de circula domnul primar. Deci,
Este un drum care este, face legătura cu verdunul. Așa. Și pe acolo se poate... Și prosimul este aici ajutat tehnică? Da. Da, domnul primar. Și cadrele de la școală poate ce pula pe acolo, pe jos, dacă se pune niște pe apă. Și toată lumea vine pe jos pe acolo, care nu au mașini. Hai să facem ceva și pentru... Să le apă și acolo, nu văd. Chiar nu văd. Am zis chiar că... Domnul Vici, vă rog, că ați vrea să vă sugestia, că ne-ați vrea să vă sugestia. Da, dar nu lăsăm numai pe ăștia care țin la 460 de trebuie să vină și cetățenii. Ei vin numai cu mâinile în buzunar, de șef nu avem nevoie. Ori nu mă da noi avem nevoie de fapt. Acolo sunt atâția proprietari care din Bășca sunt proprietari care să vină și cu săpuri. Nu merge așa, păi vin numai... Nu merge așa, domnul, deci așa este. Numai dar acolo nu se poate face nimic. Nu merge așa. Faci cu el. Nu poate să intri bun acolo. M-aș strangula drumul, nu ca pe bunul, să căm gata. Dar ați încercat? Da, pe partea aia nu se poate pleca. Dar nu, dar ați încercat? Ați încercat, domnul Bucache. Ziceți, domnul. Iar revin la propunerea care da. Eu am făcut. Deci, după gramul de la Sfântul Sava, da. Împreună, vă rog frumos, vă pregătiți să curii, pentru că dumneavoastră fiți primul, că reprezentați Bășca. Da, împreună, mergeți și trebuie, dacă nu, din câte mi-aduc aminte, da. Domnul Vici v-a rugat și eu să mobilizați oameni acolo să defrișăm, să putem face cale de acces pentru bunul. Când s-a dus acolo la deal, e aceeași chestie care o facem și iarna. Noi ne ducem și dăm zăpada de la roți, iată tovarășul Lucache este cu mâine buzunar. Rog să primiți, da. Deci nu-mi ia seama. Vine la domnul Pici, ce-i spune domnul Pici, zice, rămâne zi. Nu e așa. Trebuie să supune și mie domnul primar acolo. Când primesc vorbă de la domnul Pici și îi spune, băi, chiar o oameni și pentru că e la muntă, atunci a trebuit să se rămâne zi. Domnul Pici, contează el. Am avut discuții pe tema asta. Care s-au supărat, v-ați certat acolo și v-ați supărat și din cauza asta. Nu știu pe ei sau nu știu pe ei. După să vină, nu știu că e situația aici. Să nu fie altceva între ei. Nu te iei oameni și facă ce ești. Nu, e zic. O respectă, mă, să mă mă mă. Fontița, da. Se facă fontița, scute de zece. Nu, Ionel, câte oare eu când a fost acțiunea Polșa? Bine, mă, dau pe unul și vrea cum vei și în șapte. Nu, lupii mobilii, să vii să-mi spune toată prăție. S-a curățat un mobil și pe față și de-a. Este acolo la Maria cu botezatul, la fostul cumnată meu, Costin cu botezatul, el un decedat, are 2 ani și ceva. Fetele strecate din 4 ani și ceva, strecate la Brașov, are mutația, plătește taxa pe gunoi pe 5 persoane, este mult și nu e acolo nimeni, numai bătrâna, dacă locuiește. Dar bine, bătrâna aparte, e aparte, plătește 2 ani și ceva pe 5, din 4 ani pe 6. Și nu-i corect să plătească ceva dacă el nu e acolo, nu-i... Da! Eu am plătit fratele lui până acum, i-am plătit o doară. Este adevărat, verific ceva. Consiliul, deci, în vizite care am avut-o la Comisie, când am fost chemat acolo, prima chestie care am avut în discuție, am discutat cu consilierii de la mediu. Felul în care s-a întâlnit contractul cu Rompreșu, cu cei de la salubrizare, este în, știți că așa, poate chiar vina Consiliului Județean. Pentru că n-au ținut cont de anumite chestii. Vreau să vă dau un răspuns conform acestui contract. Eu dețin casă la Onești. Plătesc taxe de salubritate la Onești. Nu stau la Onești. Am casă și la Zvănic, făcute pe vremuri de când nu știu. Plătesc taxe la Zvănic. Nu am stat de 6 ani, o zi am. Plătesc taxe la Zvănic. Muncitorii din Berzunț, care lucrează la firme în Onești, plătește taxe la Berzunți, iar firmele din Onești plătește taxe de salubrizare pentru acei oameni acolo care intră în firmă, ei să-și lucreze pe dealuri și pe nu știu ce. Deci
În așa fel a, făcut, a fost făcut contractul de la salarizare, că ăștia iau numai bani și va fi atacat. O să vedeți că în viitorul apropiat va fi atacat în instanță să-l modifice, că iau bani pentru care nu face nimic. Deci nu prezente și un serviciu și noi, taxa de salarizare, și vă rog să o înțelegeți, avem dată pe numărul de locuințe și pe numărul de persoane, conform contractului încheiat cu ADIS-ul și cu Robrescu. Noi nu putem, taxa aia de salarizare, conform facturilor care ne vin de la Rompesc, cuprinde numărul de persoane. Dacă scade în 3, și aveți perfectă dreptate, ei nu locuie nu știu ce, vă dă un exemplu pe ei. Ei are din Brașov, dar sunt bătrâni, sau sunt case care nu sunt anume. Sunt bătrâni care nu au de unde, nu au niciun venit și nu știu ce. Nu au ținut nimeni unde așa ceva. Și primăria este obligată să încaseze taxa de salarizare pentru fiecare persoană să le dăm banii lor. Aminte, plătim din bugetul primăriei. Da, dar mai este chestie, vă rog să mă păritați dacă zic ceva greșit. Deci fedirea mutației de Brașov, el nu au nimic în proprietate. Da, mamă sa ta, e plecată, da, are proprietate, poate să-ți plătească, dar vede dacă are mutații, deci deja și n-are nici proprietate. Deci, casa este a penului cărui, a Costic, da, pe el a decedat, a rămas. El figurează ca bine, figurează decedat, dar familia lui e compusă din țărța mea. Eu nu am mutat la Unești. Eu nu am mutat nici la Unești. Și nici oamenii care lucrează la Unești nu au mutat pe Unești. Sunt pe la Unești. Deci, în așa fel, studiați un pic contractul la Adis. Deci, eu sunt de acord cu dumneavoastră, aveți perfect de dreptate. Da, dar conform clauzelor și conform facturii care vine pe numărul persoane la Unești, noi trebuie să plătim stat. Da. Deci nu avem scăpare de așa ceva. Nu avem scăpare de așa. Deci am atacat chestia asta împreună cu primarul de la Măinești și primarul de la Dărmănești. Am avut discuții cu doamna consilier europarlamentar Monica Nicolae, care ne-a acordat în București, cred că toată săptămâna care vine, o audiență unde să discutăm cu ministrul de la Mediu. Și atunci vedem exact, pentru că avem informații și notițe luate de la Bruxelles, că se poate interveni la, la contract printr-un act adițional și modificate clauze. Ceea ce Consiliul Județean n-a acceptat până acum așa ceva. Da. Interese doar că vă doresc avea și un aspect cu noi. Dragoș are contract cu societatea. Vine aia și ia un singur tomberon. El plătește 60 de lei pe lună. Transmiteți-i lui Dragoș că tot în acel contract, eu până au fost, că știți de ce, l-am studiat extraordinar de bine ca să pot să dau răspuns la cei care mi-a trebuit din gol. Scris la se negociază. Deci școala, noi plăteam 12 milioane de lună pe școală cu noi, le-am făcut cerere de rezilie, i-am chemat la negociere și în funcție de cântat, de tonaj. Dacă el ia numai așa, nu trebuie să plătesc atât. Deci nu plătește și lasă și celălalt cu noi acolo. Și ce vreau să-l iau? Plătești un plăcit? Nu plătești. Vă iau. Și uite, toată plătești. Nu mă, plătești asta, 1000 sau cât 100, 2000. Să-mi dea un telefon, să-mi dea un telefon și eu merg acolo și o să-mi descrie cum să-mi iei cu noi. Cu noi pot să fie 3 toni. Le-o luăm. Deci, în fiecare lună, noi primim de la Rompesc, deci societățile din comună care au dat zero acolo, deci n-au dat noi. Că așa e făcut, așa e zone. Sunt magazine din casă proprietarilor. Ce plătește de două ori? Plătește și ca persoană fizică și ca persoană juridică. Și nu-i corect. Apropo de domnul Dinu și eu aceeași situație. Am băiatul de care 15 ani, 15 ani, 2 ori în România. Eu plătesc 5 persoane, deci trei mații. Scoate-ți-l din familie. Sau de sport. Eu, uite, dacă vreți, o să vă fac rost de acel contract care e cu ADE. Și eu vreau un pic să studiați. Când l-au văzut cei de la mine, s-au crucit, a zis că cine și cum tocmai te asemenea contract. Și s-au unit forțele astea pentru care și se dep și noi metruțul, care încercăm să discutăm și să intervenim una. Nu are voie taxa să crească pe perioada contractului. Dar ei au pus o clauză contractuală că la fiecare an cu 2 lei, 3 lei, bun. Nu are voie, de exemplu, să ia cu noi decât
conform tonajului. Dacă mie mi-au o tonă, plătesc o tonă. Dacă mi-au un kilogram, plătesc un kilogram. Așa scrie în, în legislație. Ei nu, au pe număr de persoane, pe societate, atât că... Dar imaginați-vă că este societate care pune doi oameni pe lună. Nu. Cere pentru rezilierea contractului și chemați la negocieri. Și atunci se vă anunțați mă că nu știu. Sau să vin aici, invităm aici. Și eu dau, de exemplu, 10 lei de lună. Și el plătește 60 lei de lună și dă unui tot mic. Imaginați-vă că școala a fost de la 12 milioane de lună, a fost undeva, plătește 2 milioane și ceva, părere bandei. Plătește 2 milioane și ceva astăzi. Am negociat în loc cu ei, am verificat cu noi care l-a ridicat, dar nu au acceptat. Acceptat, dar ei nu le acceptă. Eu prea am discutat cu ei. Spuneați solicitațiile rezilierea contractului, că vreau să spunem pe următor. În contract se spune că se negociază, că ei se bazează de ce? Pentru că la autorizația din mediu și nu știu ce, cere cu contract cu o societate care se ridică cu noi, care face salarizare. Nu, domnule, eu nu sunt împotriva de a avea contractul din ei. Suntem potrivă la taxele care mi le pui. Le vreau pe cele reale. Îmi ridici cât scrie pe tonă. Atât, împățim la kilogramă. Și atât ați plătesc. Și se zilese aviz atunci la ridicarea lor. Nu, dar eu am zis chestia. E vreo asta ce cântării. Eu pune pe oare. Să zic că la mine da, să adun. Deci la persoanele juridice, deci ei sunt obligați să încheie contract. De acolo facem pe la noi, să intervenim noi. E celălalt, unități în momentul acesta. Univații teritoriale ca să convingi oamenii să facă contractul ăsta. Cu contractul noi când s-o reduce în chestia de persoane juridice, au legii. Și ei sunt obligați să încheie contractul și nu. E discriminat, e același cu noi. Eu zic că dacă am venit, 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 am